Începând cu 1 septembrie 2015, printr-un ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea, a încetat mandatul președintelui Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, Camelia Monica Suciu, și cu această dată, printr-un alt ordin, a fost numită în funcția de președinte director general, Rodica Biro. Începând cu 1 septembrie, a încetat mandatul doamnei președinte Camelia Monica Suciu. Cu aceeași dată, printr-un ordin al președintelui Casei Naționale, s-a numit nou președinte în persoana mea, pe perioadă determinată, voi exercita mandatul cu delegație. În același timp, în formula de conducere a Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, tot cu delegare, a fost numită în funcția de director de relații contractuale, consilier juridic, Claudia Moldovan. Eu mi-am dorit să menționez întreaga echipă care actualmente asigură managementul Casei Mureș. Deci, în afară de mine și de doamna director de relații contractuale, Claudia Moldovan, în echipa de conducere, în calitate de medic șef, este doamna doctor Aci, Valeria, și care deține funcția de o perioadă mai îndelungată, și domnul Manuel Butiulcă în calitatea de director economic. În urma acestor schimbări, obiectivele Casei de Asigurări de Sănătate au rămas aceleași: asigurarea unei bune funcționalități a instituției, gestiunea patrimoniului și asigurarea tuturor cerințelor legate de funcționalitate, atât în relația cu furnizorii, cât și în relația cu pacienții.